Document incendiar de la DNA, Laura Codruța Chioveși susține într-un răspuns trimis CSM că DNA nu a încheiat în mod direct protocoale cu SRI începând cu 1 ianuarie 2005. Șefa DNA recunoaște, în schimb, că instituția pe care o conduce a cooperat instituțional și înscris cu Serviciul Român de Informații în baza protocolului din 2009 dintre Parchetul General și Serviciul Român de Informații. Roxana Ciucă vine cu mai multe informații despre acest subiect. Roxana, bună dimineața! Bună dimineața, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Este răspunsul pe care Laura Codruța Chioveși, șefa Direcției Naționale Anticorupție, l-a trimis către Consiliul Superior al Magistraturii. Un răspuns ce s-a luat în discuție la ședința de plen care a avut loc săptămâna trecută. Un răspuns extrem de amplu pe care noi l-am obținut și acolo scrie foarte clar și argumentează Laura Codruța Chioveși punctele de vedere, spunând că acest protocol încheiat între DNA, Ministerul Public și Serviciul Român de Informații a fost încheiat cu respectarea legislației în vigoare. Mai mult decât atât, au fost foarte multe discuții pe baza acestor teme înainte de a se pune parafa și de a se încheia acest protocol. Mai mult decât atât, spunea șefa DNA, faptul că protocolul nu acordă niciun fel de competențe suplimentare celor prevăzute de lege, face câteva referiri și la acele echipe mixte, spunând de altfel că procurorul nu avea cum să se ducă pe locații și să monteze aparatele de înregistrare, iar această sală cine ar fi revenit celor de la Serviciul Român de Informații. Mai dă Chioveși și acolo câteva exemple și spune foarte clar că dacă un procuror afla că cei de la SRI au probleme și încalcă legea, evident, procurorii puteau anunța de îndată Serviciul Român de Informații. Mulțumesc foarte mult! Discutăm despre acest subiect împreună cu jurnalistul Sorin Roșca Stănescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Vorbim așadar despre un document incendiar și despre foarte multe contradicții ale doamnei Chioveși. Și ce credeți că se va întâmpla mai departe? Gata, au trecut sărbătorile, în mod normal, după Paște, așa cum spunea și președintele Klaus Iohannis, ar trebui să aflăm o decizie în privința acesteia. În mod normal, așa cum mă aștept, așa cum anunț încă din toamna anului trecut, președintele Klaus Iohannis o va revoca pe doamna Chioveși. Am însă un semn de întrebare referitor la momentul în care o va revoca. În sensul că, dacă ați observat, ministrul justiției a făcut o declarație ciudată. A spus că, practic niciodată, președintele Klaus Iohannis nu a avut cu domnia sa o discuție referitoare la această revocare. De anul trecut n-am mai avut. Deci, în mod normal, președintele Klaus Iohannis, dacă face o investigație și o analiză aplicată și profundă, așa cum a anunțat, nu poate să nu vorbească în prealabil, să-i ceară diverse explicații ministrului justiției. Faptul că nu a avut cu ministrul justiției o asemenea discuție înseamnă unul din două lucruri. Fie mai amână momentul deciziei și va avea o discuție înainte de decizie cu ministrul justiției, fie are intenția să nu o revoce din prima, ci de-abia după o soluție dată de Curtea Constituțională pentru a nu-și pierde electoratul atașat. Pe de altă parte, din partea lui Tudorel Toader a primit un document foarte stufos cu cele 20 de nereguli identificate de ministrul justiției, iar pe lângă asta, între timp, a fost desecretizat și protocolul de colaborare și până și susținătorii lui Chioveși de-a lungul timpului au recunoscut că un astfel de protocol nu ar fi trebuit să existe. Poate că s-a mai schimbat părerea președintelui? Între timp s-au întâmplat lucruri extrem de grave, au ieșit la iveală fapte de o asemenea gravitate, încât ele nu pot fi ignorate nici de președinte, nici de cei care de la Cotroceni pregătesc analizele și nici de factorul extern care a ținut-o vie pe perfuzie până acum pe doamna Chioveși. Mulțumesc foarte mult! Stăm de vorbă și cu domnul Bogdan Chiriac. Bună dimineața, domnule Chiriac! Mâine, doamna. Sunt foarte multe voci, surse politice, inclusiv din administrația prezidențială, care spun că între timp președintele Klaus Iohannis și-ar mai fi schimbat părerea. Știm cu toții că la începutul scandalului președintele a spus: nu am văzut, nu am auzit înregistrările, nu mă interesează. Doar că între timp au ieșit la iveală mult mai multe dovezi în privința abuzurilor. Credeți că s-a schimbat opinia președintelui sau faptul că nu a avut nicio discuție cu Tudorel Toader este o dovadă clară a faptului că nu ia în calcul revocarea lui Chioveși din fruntea DNA?
Eu nu cred că s-a schimbat opinia președintelui și nu cred că președintele o va revoca pe doamna Kövesi. Dacă s-ar întâmpla așa, cu siguranță ar însemna că merge la Bruxelles președinte al Europei. Ori se pare că a fost lansată pe surse acea informație, este neadevărată, nu că nu ar fi fost extrem de onorabil pentru România dacă ar fi fost așa, dar cred că președintele dorește al doilea mandat. Și președintele nu vrea să-și o facă adversar politic nici pe doamna Kövesi, nici minoritatea aceasta extrem de vocală, care nu ezită pentru orice, dar chiar pentru orice, să iasă în stradă. Adică dumneavoastră spuneți că președintele Klaus Iohannis este în acest moment în campanie electorală? Acesta este motivul pentru care nu ar accepta cererea de revocare? În pre-campanie electorală. Nu e campanie electorală propriu-zisă, dar e foarte atent la gesturile politice, fiindcă anul viitor, pe vremea asta, mai sunt alegerile europarlamentare. Ultimul barometru autentic înainte de prezidențiale, care urmează la 6 luni distanță. Acele 6 luni se vor scurge într-o clipă, să știți. Deci nu o va revoca pe doamna Kövesi și nu s-a pronunțat vis-a-vis de protocoale. De altfel, dinspre ambasadele care condamnau legile justiției înainte ca ele să ajungă în Parlament și să iasă din Parlament, e o tăcere asurzitoare cu privire la protocoale. Așteptăm în continuare protocolul cu înalta curte să fie desecretizat, fapt care provoacă, sau dacă vreți, lasă o placă de mormânt pe justiția din România, nu? El există, se pare, așa cum există alte 100 de protocoale, inclusiv cu Ministerul Agriculturii, înțeleg că au făcut protocol. Deci nebunia va continua, dar președintele nu o va revoca pe doamna Kövesi. Doamna Kövesi va termina tout bien, tout honneur, mandatul pe care îl are și de acolo o așteaptă o carieră în orice domeniu dorește dânsul. Mulțumesc foarte mult, domnule Chiriac. Sunt foarte importante cele două opinii ale jurnaliștilor Bogdan Chiriac și Sorin Roșca-Stănescu. Președintele Klaus Iohannis, în schimb, nu a cerut nicio informație suplimentară de la Ministerul Justiției după ce Tudorel Toader i-a trimis raportul prin care cerea revocarea șefei DNA. Ministrul spune că ulterior a avut 2 întâlniri cu președintele, dar acestea au fost evenimente la care subiectul Laura Codruța Kövesi a fost evitat. Ultima întrevedere cu domnul președinte am avut-o la depunerea jurământului de către tinerii magistrați. Sigur că a mai existat o întâlnire în cadrul CSAT-ului. N-am avut niciun dialog suplimentar pe această temă. Românii interceptați ani de zile de procurori și de serviciile secrete nu pot cere detalii despre perioada în care au fost urmăriți, deoarece ar fi secrete de stat. Cel puțin acesta este răspunsul pe care l-a primit omul de afaceri Sorin Strutinski în momentul în care a cerut clarificări despre perioada și tehnica de interceptare. Dezvăluirile au fost făcute în cadrul unei ediții speciale prezentate de Sandra Stoicescu. Prima este o cerere, domnule Strutinski, care, în conformitate cu legea, solicitați să aflați cu ce aparatură ați fost înregistrat, ambiental, audio-video, ce aplicații pentru înregistrare și pentru prelucrare au fost folosite. La cererea depusă de omul de afaceri Sorin Strutinski, răspunsul primit de la DNA a fost surprinzător. Astfel, niciun român care este ascultat, filat sau înregistrat de DNA nu poate cere expertizarea tehnicii și înregistrărilor pentru că sunt secrete. Informațiile referitoare la mijloacele tehnice speciale deținute de Ministerul Public constituie informație clasificată în clasa secret de serviciu. Eu nu pot să mă apăr pentru că eu nu pot să știu ce aparatură au folosit și ce soft. Am audiat când am fost arestat casetele. Păream că vorbesc eu și subiectele erau acelea. Am solicitat corecturi, am fost refuzat. Am făcut expertiză, pe lângă transcrieri vădit tendențioase, discutându-se falsificarea înregistrării. Am demonstrat că s-au folosit alți suporți cu alte serii pentru redare rezumativă și pentru transcrieri. Judecătorul Borceanu de la Tribunalul Constanța a refuzat expertiza. Omul de afaceri susține că din înregistrările făcute s-au montat mai multe colaje care au denaturat sensul spuselor sale.
Suportul original este tras peste, dacă există o copie originală. Problema mea este să vedem ce poate face acel soft și de câte ori se poate interveni, pentru că am demonstrat în cele 4 convorbiri prin expertize că o convorbire a fost segmentată în 7, alta în 5, alta în 4, alta în 3. Ori performanța tehnică, oricărui echipament din acesta nou, presupune înregistrări de mii de ore. Eu am avut cea mai multă de 2 ore. Acesta este statul paralel. În ce sens? Odată este o problemă de transparență. Ceea ce ne spune nouă Direcția Națională Anticorupție este că aceste caiete de sarcini, activitățile și specificațiile tehnicii pe care o utilizează pentru a înregistra pe fiecare român pe care îl are în vedere în aceste dosare, este clasificată. 2. Ne spune mai mult decât atât că introducând această tehnică în sistemul clasificat, dumneavoastră nu veți putea să solicitați o expertizare. Sorin Struținski a fost trimis în judecată de procurorii DNA în luna martie anului 2015, sub acuzația că ar fi pretins de la un denunțător 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau să fie încasate de către societatea comercială a denunțătorului, în baza a 3 contracte încheiate cu Direcția Apelor Dobrogea Litoral. Un cetățean pakistanez a fost declarat persona non grata și s-a interzis să intre pe teritoriul României pentru o perioadă de 10 ani. Asta după ce în cursul lui 2016 bărbatul a fost suspectat de terorism întrucât desfășura activități de propagandă extremistă. SRI spune că, citez, străinul s-a radicalizat religios și avea diverse activități de propagandă extremistă derulate în mediul virtual, incitând la acțiuni violente. Războiul dintre ministrul Justiției și sindicaliștii din penitenciare escaladează. Tudorel Toader va face astăzi publice documentele care contrazic informațiile potrivit cărora o clădire a penitenciarului Iași ar fi fost evacuată de urgență, așa cum susțin unii lideri sindicali. Corina Matlinski a stat de vorbă cu Tudorel Toader în această dimineață și vine cu mai multe informații. Corina, bună dimineața! Ce spune așadar ministrul despre această situație? Bun găsit tuturor! Ministrul Justiției a spus că va publica astăzi acele documente care vor aduce clarificări în acest scandal care a început încă de săptămâna trecută. Pe de o parte, liderii din sindicat spun că 450 de deținuți de la penitenciarul din Iași au fost evacuați în regim de urgență și asta pentru că acea clădire a penitenciarului stătea să cadă pe ei și reprezenta un pericol. Mai mult decât atât, îl acuză pe ministrul Justiției că ar dezinforma opinia publică. De cealaltă parte, în această dimineață, ministrul Justiției a spus că nu ar trebui să dăm atât de multă importanță acestor voci critice, pentru că nu a fost vorba de o evacuare de urgență, ci de o redistribuire și asta pentru că vorbim de un grad extrem de mare la acel penitenciar. Spunea de asemenea că s-a întâmplat acest lucru și cu alte penitenciare din țară care aveau grad de ocupare de 180% chiar. Așadar, spunea de asemenea că, într-adevăr, există două expertize tehnice la acel penitenciar, care spun că există o problemă acolo și că urmează să se facă o nouă clădire modernă, însă în acest caz nu este vorba de ceea ce liderii sindicali acuză. Rămâne să vedem aceste documente și de asemenea ce reacție vor avea liderii din penitenciare. Voi prezenta toate documentele din care rezultă că există un plan la nivel național de penitenciare pentru a asigura echilibrarea repartizării deținuților în penitenciare. Pentru că aveam penitenciare cu un grad de supraaglomerare de 180%, în timp ce altele aveau 110%. Penitenciarul din Iași a trimis o temă de proiect aprobată de ANP pentru construcția unui nou pavilion. La nivelul ANP-ului sunt 3 sindicate. Cei care astăzi fac afirmații fără acoperire aveau funcții în conducerea ANP-ului la vremea respectivă. Dintre cele 3 sindicate, cel care are astfel de preocupări, care furnizează astfel de evaluări morale, la vremea respectivă să ne spună ce a făcut sau ce n-a făcut. Reprezintă ceva mai mult de 1000 de angajați din penitenciare față de 13.000, aproape 13.000 în total.